Sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni este un prilej de mare bucurie pentru locuitorii Alba Iuliei și pentru toți binecredincioșii Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În acest an, această sărbătoare va fi încununată cu aducerea în pelerinaj a moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului. Acest mare sfânt s-a nevoit multă vreme în muntele Athos, acolo unde s-a învrednicit de darul lacrimilor, darul rugăciunii neîncetate și al facerii de minuni, ajutând și vindecând mulți oameni aflați în suferințe și neputințe trupești și sufletești. În secolul al XVII-lea, în anul 1650, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș a ajuns mitropolit al Banatului, viețuind în această parte a țării noastre 6 ani de zile, după care s-a mutat la Domnul. A fost cinstit încă din viață, fiind considerat de către credincioși un sfânt. Avem bucuria ca de această dată sfintele moaște ale Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș să ajungă la Alba Iulia cu prilejul hramului, catedralei încoronării și reîntregirii, sfinții mărturisitori ardeleni, care au fost canonizați în anul 1955 aici, în această catedrală din inima cetății Alba Iuliei. Sfintele moaște, racla cu sfintele moaște va fi adusă sâmbătă seara la ora 17, va fi organizată o ceremonie, o slujbă de primire a raclei cu cinstitele moaște, va fi întâmpinată delegația Arhiepiscopiei Timișoara în fața clopotniței catedrale, apoi va urma procesiunea prin care vom înconjura catedrala, iar apoi slujba vecerniei, moaștele fiind așezate spre închinare în partea dreaptă a ansamblului arhitectural al catedralei, credincioșii având posibilitatea să își aducă cuvenirea cinstită acestui mare sfânt.